La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași, la 30 de kilometri de oraș, în Joia Mare, are loc procesiunea Drumul Crucii. Prin această procesiune, unică în regiunea Moldovei, se reface simbolic drumul Mântuitorului Iisus Hristos până pe muntele Golgota. Jurnalista Euronews Carmen Ciocan este în locul de unde începe procesiunea și ne descrie această procesiune. Un găsit este un drum pe o distanță de mai bine de un kilometru. Ne aflăm în acest moment la ultima oprire, la ultima troiță. Sunt 14 troițe care veghează un deal șerpuit. Sute de oameni, de credincioși, au participat și participă în continuare la această procesiune. O procesiune cu multă rugăciune și, spuneau oamenii, trăită cu emoție și intensitate. Mai ales că pe parcursul acestei procesiuni, undeva la 10 bărbați pe rând au purtat pe umeri o cruce din stejar, o cruce înaltă de 4 metri și grea de câteva zeci de kilograme. Astfel simbolizează drumul crucii făcut de Iisus Hristos până pe muntele Golgota. Sunt 14 troițe, 14 opriri, fiecare are o semnificație și cumva am trăit tot ce a însemnat judecata, osândirea și condamnarea Mântuitorului Iisus Hristos. Această procesiune are loc de mai bine de un deceniu aici, la mănăstirea Hadâmbu. Este deja o tradiție pentru credincioși să vină la aici, în acest loc. Iar mâine, în Vinerea Mare, cei care pot, potrivit tradiției, țin post negru pentru a se pregăti pentru învierea Domnului, considerată cea mai mare sărbătoare creștinească.